Bună dimineața din nou! Eu mă numesc Alexandru Croitoru și vreau să vă mulțumesc pentru prezența la a doua parte din, așa cum a spus colegul meu Cosmin, la sesiunea precedentă, trilogia Safety. Așa cum ați putut observa și din invitațiile trimise către dumneavoastră, au fost programate trei sesiuni pentru acest subiect. Iar momentan ne aflăm la a doua sesiune și îmi doresc să parcurgem cât mai mult din acest subiect. Este un subiect destul de amplu. Sper să vă facă plăcere și să vizionați prezentarea și eventual, dacă sunt întrebări, puteți să ni le transmiteți pe adresa generală tehnica@festo.ro. Astăzi vom discuta despre safety în pneumatică. Dar pentru început să privim acest utilaj, da, din care putem să identificăm mai multe pericole la care ar putea fi supus operatorul dacă nu preluăm aceste măsuri de safety și nu le introducem cum trebuie. Conform celor spuse în sesiunea precedentă, sunt mai multe tipuri de faze prin care se pot reduce riscurile. Prima fază ar fi cea constructivă. În cazul de față, putem să montăm panouri de protecție, garduri, uși de acces și așa mai departe, măsuri tehnice, bariere luminoase, senzori de prezență, frâne și așa mai departe. Iar ultima, dar nu cea finală, partea de informare prin traininguri de utilizare, instrucțiuni explicite, semne de atenționare. O funcție de safety, da, are următoarele componente. Input, care este dat de o acțiune în care duce omul într-o zonă de pericol, sesizată de un anumit tip de senzor. Partea de logică, unde un echipament preia semnalul de intrare, îl analizează și procesează, și partea de output, un echipament care controlează mișcarea periculoasă. După cum puteți să vedeți și în această imagine, avem partea de input, acele bariere luminoase, partea de logică, un releu safety pills și partea de output, care este un modul de exhaustare Festo cod VOFA. După implementarea măsurilor de reducere a riscurilor prin design sau construcție, tot mai există anumite riscuri, cel puțin atunci când vine vorba de mentenanță. Și atunci trebuie introduse aceste măsuri tehnice. Ca un exemplu, dacă omul a fost detectat de bariere, acestea transmit semnalul releului de siguranță, care va comanda valva de exhaustare rapidă și astfel energia aerului comprimat din instalație este disipată în atmosferă. În acest caz, actuatorul, da, ultima poziție din imagine, nu mai este sub presiune și se oprește inerțial atunci când este vorba despre o aplicație pe orizontală. Dacă este o aplicație pe verticală, atunci trebuie prevăzută o funcție de siguranță suplimentară. În urma deciderii nivelului de performanță dorit, așa cum v-a spus colegul în sesiunea precedentă, în condițiile în care măsurile de design nu sunt suficiente, în funcție de natura aplicației, trebuie să alegem cea mai bună metodă tehnică. Pentru a selecta cea mai bună metodă, trebuie să ne întrebăm ce ar trebui să se întâmple dacă apare un hazard într-una dintre aceste condiții. Și avem cele patru condiții de lucru. Poziția de zero, atunci când mașina este în stand-by și se așteaptă începerea procesului.
funcționarea normală sau automată atunci când utilajul produce, partea de urgență în momentul în care apare o avarie sau se apasă butonul ciupercă și, nu în ultimul rând, partea de mentenanță. Răspunsul pentru această întrebare îl vom vedea în slide-urile următoare, în cele 10 funcții safety. Aceste funcții, după cum le vedeți, o să le detaliem în continuare pentru partea de pneumatică astăzi și în sesiunea următoare pentru partea de acționări electromecanice. Să începem cu partea de reducere a vitezei. Viteza actuatoarelor pneumatice este ajustată prin droselizarea aerului comprimat. După cum știți, sunt trei posibilități de droselizare. Droselizarea pe alimentare este mai adecvată pentru cilindri cu simplă acțiune, cilindri cu dublă acțiune, cu diametre și curse mici sau pentru sarcini mari. Droselizarea pe exhaustare este cea mai întâlnită și cea mai des folosită. Se controlează aerul care iese din cilindru și astfel acesta este presurizat în ambele camere. Nu rămâne o cameră goală și să avem de-a face cu inerția. Droselizarea atât a exhaustării și a alimentării se folosește în general pentru aplicații pe verticală sau dacă vrem să controlăm viteza de avans și retragere pentru un cilindru cu simplă acțiune. Cele trei tipuri de droselizare le aveți desenate în acest slide. De ce trebuie ajustată corect viteza? Pentru a evita impact, distrugerea piesei de lucru, calitatea slabă a piesei prelucrate sau interferențe cu restul proceselor. Mai departe, vorbim puțin despre reducerea presiunii. De ce ar trebui ajustată presiunea? Pentru că o presiune mare poate genera forțe. De asemenea, costuri mari, uzură ridicată a echipamentelor sau poate genera mai multe pierderi de presiune acolo unde există mai multe fittinguri sau tuburi tăiate necorespunzător. Dacă pe coloana principală nu există echipamente pentru reducerea nivelului de presiune, înseamnă că presiunea a fost setată și ridicată la nivelul echipamentului care are nevoie de cea mai mare presiune. O forță mică este egal cu un risc mic de apariție a problemelor. Ajustarea presiunii joacă un rol important atât în safety, cât și în reducerea costurilor și calitatea produselor. O bună metodă recomandată ar fi să existe două zone de furnizare aer comprimat, așa cum se poate vedea și în schemă. O zonă pentru presiune ridicată și o zonă pentru presiune joasă. În acest fel, se poate obține un efect pozitiv asupra costului de producție a aerului comprimat, dar, pe de altă parte, vor crește costurile cu realizarea acestei instalații. A treia funcție, oprirea, menținerea și blocarea mișcării. Sunt mai multe modalități de a realiza această funcție safety. În principal se folosesc ventilele 15-3, după cum puteți vedea, sau unitățile de blocare. O
Oprirea, blocarea sau menținerea în poziție se poate realiza în mai multe moduri și fiecare mod are anumite avantaje și dezavantaje. Nu există o soluție universal valabilă, ci trebuie analizat întregul proces foarte bine înainte de a decide care este varianta potrivită. În mod uzual, așa cum v-am spus, oprirea se realizează cu un ventil de tip 15/3 cu centru închis. Dar pentru fiecare tip de cilindru și fiecare tip de montaj, oprirea se poate face cu 15/3 centru presurizat sau 15/3 centru exhaustat. Da, le avem figurate centru închis, centru presurizat și centru exhaustat. În cazul ventilelor 15/3 cu centru închis și centru presurizat, mișcarea pistonului este oprită cu ajutorul presiunii din cameră. În orice caz, pistonul se va deplasa până când cele două presiuni ajung la un echilibru. Cilindrul se mișcă mai mult timp dacă are o energie cinetică mai mare, adică sarcina de lucru este destul de mare. Dacă se folosește 15/3 cu centru presurizat în locul unui 15/3 cu centru închis, pistonul va avea o mișcare mult mai lungă decât în cazul ventilului 15/3 cu centru închis. Dacă se folosește un 15/3 cu centru exhaustat, pistonul se va deplasa liber până în poziția finală. Mișcarea este oarecum periculoasă pentru că este necontrolată. În această funcție de safety se mai pot integra elemente suplimentare, cum ar fi supape de sens deblocabile, pe care le avem reprezentate aici, elemente de blocare în poziție fixă la capete de cursă, ventile 2x2 montate direct pe cilindru sau unități de blocare dinamică sau statică. Recomandarea este ca atât unitățile de blocare, cât și supapele de sens să fie comandate dintr-un ventil separat. De ce? Pentru că reducem foarte mult uzura asupra acestor componente în cazul în care ne axăm pe zona de safety. A patra funcție este controlul la două mâini. Sunt mașini, utilaje, unde operatorul trebuie să insereze o piesă în zona de lucru. Atunci când piesa sau operatorul ajunge în zona de prelucrare, există un risc mare de rănire și de multe ori aceste răniri nu sunt reversibile. De obicei, aceste utilaje unde este necesar ca operatorul să introducă piesa sunt prese, mașini de găurit, mașini de tăiat. Din acest motiv și necesitatea apariției acestei funcții, control la două mâini pentru a porni procesul. Astfel, operatorul trebuie să iasă din zona de lucru a utilajului și să țină ambele mâini pe butoanele realizate schematic pentru a porni utilajul. Această metodă este mai greu de păcălit, mai greu de evitat, pentru că ambele semnale trebuie să fie date simultan. Dacă un semnal este dat mai repede decât celălalt, atunci mașina nu pornește. Doar ca și o scurtă informare, diferența dintre cele două semnale nu trebuie să depășească 0,5 secunde. Funcțiile 5 și 6 le-am pus împreună, presurizarea și exhaustarea. Presurizarea sistemului nu trebuie să se facă brusc, ci printr-un ventil cu deschidere progresivă denumit generic soft start, iar exhaustarea sistemului trebuie să se facă rapid pentru a aduce
sistemul într-o stare neutră cât mai repede posibil. În general, ventilele de exhaustare rapidă au și funcție de soft start. Dacă cilindrii sunt complet depresurizați, rămâne întrebarea ce se întâmplă atunci când revine presiunea în sistem. Dacă nu se face această deschidere progresivă, alimentare soft, atunci cilindrii vor porni cu o viteză foarte, foarte mare și vor produce daune în cazul în care nu există mai multe funcții safety implementate. Dacă cilindrul a fost oprit cu un 15-3 centru exhaustat, când presiunea revine, cilindrul pornește la viteză maximă. Această mișcare poate fi evitată doar dacă debitul de aer de pe alimentare este controlat și putem face acest control cu ventilul de soft start. Funcția 7 este cea de free of forces, adică fără forțe. Cilindrul este într-o stare, să-i spunem, inertă, nu aplică niciun fel de forță atâta vreme cât ventilul de comandă nu este acționat. Ca și regulă, să-i spunem, suma forțelor dintr-o cameră trebuie să fie egală cu suma forțelor din cealaltă cameră. Trebuie avut în vedere faptul că această funcție se poate folosi doar în aplicațiile în care sarcina rămâne constantă, nu apar modificări. Când cilindrul este în poziție orizontală, accelerația gravitațională nu intră în calcul, din acest motiv apar cele două scheme separate. Pentru cilindrii fără tijă nu este necesară ajustarea presiunilor, deoarece suprafețele pistonului sunt egale. Schimbarea sensului de mișcare este o altă funcție, așa cum se poate observa și în circuitul desenat. În momentul în care se ia semnalul de pe bobină, ventilul revine la poziția inițială și pistonul se retrage. Această funcție schimbă sensul de mișcare imediat ce funcția safety este activată. Funcția de întoarcere sau de schimbare a sensului de mișcare poate fi înspre o poziție predefinită, dacă vorbim de o acționare electromecanică, sau deplasare în direcție inversă atunci când vorbim de cilindri pneumatici. Doar ca și informare, pe anumite tipuri de insule de ventile, cum ar fi cazul VTSA, există aceste produse destinate schimbării sensului de mișcare. Avem și o funcție de menținere. Cum putem să facem această menținere? O putem face doar dacă știm în permanență ce presiune avem în instalație. Trebuie să o monitorizăm cu senzori de presiune și relee de presiune. Senzorii Festo pot fi configurați astfel încât, în cazul în care presiunea scade sub anumit nivel, să declanșeze o funcție de safety. Poate fi aceea de creșterea presiunii cu soft start sau poate fi aceea de a opri utilajul. Atunci când apare o întrerupere bruscă a alimentării și cilindrul trebuie să ajungă într-o poziție neutră, trebuie să avem acest rezervor de aer montat în instalație. Este un buffer care trebuie dimensionat în funcție de
cilindru sau cilindri în cazul în care instalația este mult mai amplă. Revenim și la ultima funcție, prevenirea acționării pentru un start neașteptat și posibilitatea de blocare. În timpul activităților de mentenanță, în general, utilajul trebuie blocat, trebuie lăcătuit, așa cum se vede. În gama de produse Festo există aceste produse. Acest tip de blocare poartă numele de Lotto, Lockout, Tagout. Multe companii deja folosesc acest sistem și îl au implementat în fabrică. Să trecem puțin mai departe, pentru că funcțiile safety au în componență mai multe subfuncții. După cum puteți vedea în acest tabel, există foarte multe subfuncții. Da. Așa ce cum v-am zis, există cele trei tipuri de acționări: mecanic, pneumatic și electric, iar fiecare are o anumită gamă de funcții safety. În cazul acționărilor mecanice sunt 20 de subfuncții, în cazul acționărilor pneumatice sunt 27, iar în cazul acționărilor electrice sunt în jur de 19. Prima funcție este funcția de safe torque-off. O să vedeți că aceste denumiri le veți regăsi și în partea de acționări electromecanice. Au fost împrumutate de acolo și stabilite ca denumiri pentru toate aceste subfuncții. În pneumatică, această funcție corespunde cu exhaustarea cilindrului, adică energia care a fost în camerele cilindrului este disipată. Da, cilindrul rămâne într-o stare inerțială. Această funcție este caracterizată de două componente: separarea alimentărilor cu presiune, da, pentru că avem în stânga și în dreapta centrului cele două alimentări, și disiparea puterii în momentul în care este pe centru ventilul, cilindrul este exhaustat. Această funcție de safety se poate aplica atât cilindrilor cu dublă acțiune, cât și celor cu simplă acțiune, fiind acționați de un ventil 3P2. În cazul ventilului 15P3 cu centru exhaustat, presiunea de operare este separată și ambele camere ale pistonului sunt exhaustate. Atunci când folosim un 3P2 normal închis, presiunea de operare este separată și camera este exhaustată, iar cilindrul în poziție retrasă revine cu ajutorul arcului. Funcția Safe Stop 1 cu circuitul realizat înseamnă că funcția STO, Safe Torque-Off, urmărește decelerarea cilindrului după ce a trecut o perioadă de timp. Asta înseamnă că după ce se întrerupe semnalul de pe bobina QM5, trebuie să treacă o anumită perioadă de timp până se întrerupe și semnalul de pe bobinele QM4 și QM6,
pentru a trece ventilele 3x2 în poziție normală. Funcția SS1 poate fi folosită doar dacă nu este niciun pericol după decelerare și funcția STO nu a intrat în funcțiune. Funcția SafeStop2. Putem spune că funcția SS2 este o funcție SS1, dar cu un control mult mai bun, datorită faptului că se realizează cu ventile proporționale. Funcția SS2, la fel ca și SS1, poate fi folosită doar dacă nu este niciun fel de pericol după decelerare și funcția Safe Operation Stop nu a intrat în funcțiune. Safe Stop, Stopping and Blocking, SSB. Pentru această funcție trebuie avut în vedere și tipul de oprire, dacă este dinamică sau dacă este statică. Pentru că fiecare tip de oprire este diferit datorită frecărilor și echipamentelor, și echipamentele sunt diferite, cât și complexitatea acestora. În această funcție se mai regăsesc alte două subfuncții, SB, Safe Blocking, unde este inclus și cilindru cu blocare mecanică la capete de cursă, și SBC, Safe Brake Control, care face referire la ventilul de control pentru unitatea de blocare. Pentru această funcție există în gama Festo un produs nou. Produsul DAKS este o unitate de blocare care poate funcționa atât pentru aplicații de blocare în regim static, cât și dinamic. Acest echipament este nou. Va veni premontat pe cilindrii de tip DSBC și DSBG. Prin urmare, codurile vor fi diferite, așa cum puteți vedea aici, DFLC sau DFLG. Avem funcția Safe Stopping and Closing, SSC. În această funcție este controlată oprirea cilindrului pneumatic prin închiderea cel puțin a unei camere și energia înmagazinată este folosită pentru a opri mișcarea. Poate fi folosită oricare dintre cele trei variante, dar mult mai sigură este utilizarea ventilelor de tip 2x2, pentru că acestea nu au pierderi între camere. Supapele deblocabile, acestea, ventilul principal, cât și cilindru pot avea pierderi de presiune între camere și atunci rezultă o mișcare lentă a pistonului. În gama de produse Festo există un produs special creat pentru acest tip de aplicații. Dacă revenim un pic la circuitul anterior, este vorba despre aceste ventile 2x2, sunt denumite stop valve și sunt într-o singură mărime cu filet de 1x4. Au acel SA la sfârșit pentru că reprezintă un produs special. Tot în gama Festo veți găsi și supapele de sens pilotate. Uzual, poate le știți și le folosiți deja, tipul HGL, dar pentru utilajele cu agrementare safety, aceste echipamente trebuie să fie de culoare roșie și există sub
aceste codificări cu CS la sfârșit, care înseamnă Customer Solution. Safe Operating Stop, SOS. După cum puteți să vedeți în circuitul din imagine, și această funcție se realizează cu ventile proporționale, dar în plus avem și acest semnal de feedback că cilindrul a ajuns în poziția dorită. Safely Limited Acceleration și Speed, SLA și SLS, le-am pus împreună pentru că sunt cumva complementare. Putem să realizăm aceste funcții prin ventile proporționale cu senzor de confirmare a atingerii poziției sau putem să folosim regulatoare de presiune, cât și drosele. Aceste funcții pot fi folosite ca măsuri pentru un start sau un restart non-periculos. Safely Limited Torque sau Force în cazul nostru, pentru că vorbim despre cilindri liniari, SLT. Funcția nu permite actuatorului să depășească limita acceptată din punct de vedere al forței sau momentului. Acest lucru se realizează prin limitarea presiunii sau se pot folosi regulatoare de presiune. De exemplu, acest regulator dual de presiune poate regla două presiuni. Este un produs special. Schimbarea între cele două presiuni setate se realizează printr-un semnal electric. Safe Torque Range, STR, este o nouă funcție. În mod frecvent, limita superioară este determinată de presiunea disponibilă în rețea și singura măsură care se poate lua este ca presiunea să nu scadă sub o limită inferioară. De exemplu, montarea unui rezervor de presiune poate realiza această măsură de safety, dar trebuie ținut cont de faptul că presiunea de alimentare poate fi menținută doar o anumită perioadă de timp. În acest caz, un calcul suplimentar trebuie realizat în dimensionarea rezervorului pentru ajungerea mașinii în poziție neutră. Așa cum puteți să vedeți, există și regulatoare montate în apropierea cilindrului. Un produs nou care poate realiza acest tip de montaj cât mai aproape de cilindru este seria nouă de regulatoare MS2 cu dimensiuni destul de reduse. Are 31 de milimetri în lățime pentru variantă cu 28 cu racorduri. Da? Dacă aici avem partea de racorduri, lățimea este de 31. Fără racorduri este lățimea de 28, iar înălțimea este de 63 de milimetri. Și din punct de vedere al greutății, puteți observa, este destul de ușor, între 28 și 31 de grame. Având aceste dimensiuni reduse, putem să-l montăm cât mai aproape de zona în care dorim să facem acest reglaj. SDE și SEZ, Safety Energization și Safe Energization, sunt complementare cu presurizarea și exhaustarea.
Pentru funcția Safety Energization există două echipamente pe care vi le voi arăta un pic mai târziu. Vedeți deja că există două simboluri, dacă la celelalte funcții există un singur simbol, aici există două. Pentru funcția SEZ se folosește un ventil de soft start. Pentru că trebuie să vorbim și despre echipamente. Unul dintre echipamente este VOFA. Se folosește pentru exhaustarea rapidă a unei părți a echipamentului. Deci nu pentru întregul sistem. După cum se poate observa în tabel, durata de viață este de 10 milioane de cicluri, ceea ce înseamnă o durată foarte, foarte mare. Poate fi folosită în aplicațiile unde operatorul intră des în zona de bariere safety și utilajul trebuie să se oprească. Dar nu tot utilajul, ci doar o anumită parte din utilaj, ca operatorul să nu fie agățat, lovit sau piesa distrusă. Pentru acest tip de aplicație, da, unde operatorul intră des în zona de bariere safety, nu este necesară exhaustarea întregului utilaj, așa cum se întâmplă în cazul în care montăm doar în grupul de preparare ventilul MS6SV, adică acesta. Acest ventil se montează pe grupul de preparare. De ce spuneam că nu trebuie folosit pentru exhaustarea întregului utilaj? Pentru că durata de viață este destul de scurtă, 900.000 de cicluri. Ca să fie cumva mai clar, să nu pară cifra asta foarte, foarte mare. Să spunem că utilajul funcționează timp de 16 ore, în care ar face 19.200 de cicluri. Dacă aceste 900.000 de cicluri le împărțim la ciclurile de funcționare, la 19.200, o să avem un rezultat aproximativ de 47 de zile de funcționare. Din acest motiv, trebuie să aveți în vedere că echipamentele și utilajele trebuie gândite pe bucăți, exhaustate anumite componente sau menținute sub presiune anumite componente, nu exhaustarea totală a întregului ansamblu. Această exhaustare se poate realiza doar în cazul în care considerați sau setați un anumit nivel de risc maxim. Și atunci tot utilajul trebuie. Pentru partea de soft start și insule de ventile, avem în zona de VTSA acest echipament care se montează la începutul insulei de ventile. Este prevăzută cu senzor care poate fi setat între 2 și 5 bari. Poate fi folosit la 24 curent continuu sau 110. Prevention of unexpected startup, PUS, prescurtat, folosesc denumirile în limba engleză ca să aibă și o relevanță în acea abreviere, să nu ne chinuim să înțelegem de fiecare dată și să facem corelarea între termenii în limba română și abrevierile în limba engleză.
Aici vorbim despre ultima funcție mare din zona de safety. Vorbim din nou de partea de loto, lockout, tagout, pentru împiedicarea unui start neașteptat. Vorbim și despre tamper-proof, da, echipamente care nu pot fi acționate, da, modificate setările care se fac. Aici vorbim despre un produs special, un drosel care are un știft elastic care blochează accesul în zona de reglare. Există 6 variante constructive aici. Gama este destul de mare și acoperă toate gamele de cilindri. De reținut, știftul elastic nu poate fi desfăcut cu unelte obișnuite. Dacă până acum operatorii puteau să realizeze setări de capul lor doar cu ajutorul unei șurubelnițe, aici nu va mai fi posibilă această ajustare. Și ventil de on-off safety. De ce safety? Pentru că este marcat cu banda galbenă și cu elementul de acționare roșu. Există doar pentru seria nouă de grupuri de preparare MS, pentru MS6, MS9 și MS12. Când ventilul este în poziția închis pentru operații de mentenanță, elementul de acționare poate fi blocat cu lacăt. Mai departe, avem și câteva exemple. Am zis să le adunăm ca să vedeți exact despre ce este vorba, să nu le vedeți doar dispersate și vorbi despre câte un element în parte. Aici puteți să observați un grup de preparare unde avem până la 5 funcții sau subfuncții integrate. Da, avem partea de Safety Energization, SDE, partea de SEZ, da? Partea de pus realizată prin acest ventil de la începutul grupului, partea de loto dacă introducem acel ventil on-off din zona de safety, avem și partea de monitorizare prin acest senzor. Un exemplu ceva mai amplu. Avem partea de safety în zona de cilindri, avem SSC, SSB realizată prin ventilele 2x2 supape de sens și ventilul 5x3 cu centru exhaustat. Avem partea de pus, chiar și partea de SBC, care este această unitate de blocare pe cilindru. De reținut, pentru implementarea subfuncțiilor safety, trebuie să verificați fiecare traseu în parte, să introduceți cât mai multe măsuri de safety. Diagnoza echipamentului trebuie să fie realizată printr-o rutină de test și doar după ce actuatorul se oprește, camerele se pot exhausta pentru a nu fi niciun pericol
atunci când vine vorba de un start neașteptat sau utilizatorul este în zona de lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că a fost o prezentare cât să vă trezească interesul pentru acest domeniu, deși numărul mare de participanți îmi spune că acest subiect reprezintă un interes. Lucruri de spus sunt foarte multe, dat fiind faptul că trebuie să ne încadrăm în aceste 45 de minute, am încercat să comprim cât mai mult din subiectul safety pe zona de pneumatică. Dacă aveți întrebări sau vreți să discutăm ulterior, folosiți adresa noastră tehnica@festo.ro, atât pentru detaliere despre subiectul safety, dar și pentru alte probleme, cât și pentru a ne face sugestii pentru următoarele webinarii. Vă invit să urmăriți pagina Festo, da, festo.ro, dar și paginile de social media pentru a vă înscrie la ultima parte din așa numita trilogie Safety. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Avem o întrebare. Senzorul de presiune, unde se leagă de obicei din punct de vedere electric, în PLC, releu de siguranță, pe bucla de feedback sau în releu de siguranță pe bucla de safety? Fiind un echipament de monitorizare, senzorul de presiune se montează pe bucla de feedback. Dar, iar așa cum am spus de multe ori, trebuie văzut și analizat fiecare proces în parte. Nu există o regulă generală, există cazuri când trebuie montat pe bucla de safety sau pe bucla de feedback, dar asta depinde de performance level-ul pe care l-ați calculat pentru echipament. Avem o altă întrebare. Cum se poate afla performance level-ul de la acele exemple? Pentru acele exemple se fac anumite calcule pe care nu le avem în acest moment prinse în prezentare. Partea de calcul pentru performance level a fost realizată în prima parte a trilogiei Safety. Și o găsiți în înregistrare dacă descărcați ceea ce este pus în acest webinar. Da, am primit și o afirmație că într-o categorie 3 de echipament, PLD, a fost introdus un senzor de presiune monitorizat atât în
PLC, cât și în bucla de feedback a releului de siguranță. Da, este un lucru bine făcut. Da, nu este greșit sau nu există depinde foarte mult de partea de parametrizare și de partea în care ați făcut calculul. Înregistrarea cursului este disponibilă. Veți primi mâine un e-mail cu înregistrarea, cu linkul de unde să vă descărcați această prezentare. O altă întrebare, dacă pentru sisteme de insule de ventile se poate face o separare a zonelor de safety. Se pot face separări de zone de safety prin separarea zonelor de presiune. Adică pe o insulă de ventile puteți să aveți două sau chiar trei zone de presiune pe care puteți să le configurați cu partea de safety. Dacă mai sunt întrebări, vă așteptăm pe adresa noastră de technicarondfesto.ro, acolo unde putem să discutăm mai aprofundat despre fiecare subiect în parte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută în continuare.